Era odată un străbunic ce povestea nepotului său, la umbra frăgarului din curtea casei, despre viața lui și despre participarea sa la al doilea război mondial. Firește că eu eram ascultătorul, iar povestitorul era însuși străbunicul meu. Povestea începe, ca oricare alta, cu începutul, că Ger s-a născut de mult, în 1913, și a dus o viață grea, rămas orfan la vârsta de 7 ani de ambii părinți. A fost crescut de un unchi al lui și, neavând posibilitatea să meargă la școală, a fost dat ca slugă la o familie mai înstărită din sat, unde a lucrat până când s-a căsătorit. După aceea și-a cumpărat animale cu care își lucra pământul, asigurându-i familiei sale traiul zilnic. În 1938 a fost concentrat la o unitate militară din Cluj, aflată pe Cetățuie, unde a petrecut timp de 2 ani, după care a fost lăsat acasă, atenționat fiind totuși că o să primească alte ordine de concentrare, deoarece a început al doilea război mondial. În acest timp, Ardealul a fost cedat Ungariei fasciste, satul de Zmir, în care locuia, făcând parte din teritoriul ocupat de unguri. În 1941 fu concentrat la o unitate de artilerie ungară, timp de un an, apoi lăsat din nou acasă, deoarece făcea parte dintr-o unitate de rezervă, fiind atenționat totuși că va primi noi ordine de chemare pe front. După câteva luni, acestea i-au sosit, dar străbunica mea le ascundea pentru că nu voia să-i plece bărbatul și să nu se mai întoarcă. Neprezentându-se în fața autorităților, a fost ridicat de jandarmii unguri și dus la unitatea ce urma să plece pe câmpul de luptă, alături de armata ungară. În acest timp s-a gândit cum să dezerteze, deși toți soldații aflați în situația lui fusese atenționați cu împușcarea în caz de fugă. A rămas cu inima neîmpăcată, deoarece a luptat alături de inamici. A participat la luptele care au avut loc în Transilvania, înaintând odată cu frontul prin Ungaria. Când au trecut prin Slovacia, au participat la lupte crâncene multitatra la temperaturi foarte scăzute. Unii soldați au murit luptând, iar alții au murit înghețați. După încheierea luptei, armata și-a continuat drumul prin Polonia până la Stalingrad, unde urma să fie cea mai mare și mai sângeroasă bătălie din al doilea război mondial. Ajuns acolo, armata a început atacul. La un moment dat, lângă străbunicul meu a explodat un proiectil de artilerie, iar o bucată din el li s-a oprit în mâneca hainei. Acea schijă a ascuns-o în manșeta mantalei pe care o purta atunci, ca să-și amintească de clipa în care destinul i-a cruțat viața. După câteva zile de lupte crâncene și foamete, soldații români au refuzat să mai lupte alături de inamici și li s-au predat rușilor, care i-au dus în lagăr, timpul petrecut acolo fiind un adevărat infern, în care oamenii erau obligați zilnic să muncească până la epuizare, nu aveau ce mânca și niciunde să se spele, iar apa de băut o luau din bălțile formate în urma cirezilor de vaci, abia după 8 luni, rușii lăsându-i să se întoarcă acasă pe soldații care mai erau în viață. Au schimbat mai multe trenuri până au ajuns la granița cu România, iar când au pășit din nou pe pământul românesc, au venit fără nicio oprire acasă. Când au văzut că este în viață, străbunica și bunica mea au izbucnit în plâns de fericire. O broșură de propagandă, publicată în 1946, prezenta imagini idilice din lagărele URSS-ului, din timpul celui de-al doilea război mondial, despre care străbunicul spunea cu obidă că nu erau adevărate, el fiind unul dintre puținii martori supraviețuitori ai unor vremuri crâncene ai capricilor istoriei.